Proiectul de modernizare a parcării de reședință din zona străzilor Cicero, Gheorghe Anghel, Cocălnicianu și C.D. Ionescu a fost încheiat și au fost create 450 de noi locuri de parcare. În următoarea perioadă, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin va organiza o ședință pentru a atribui aceste noi locuri de parcare rezidenților din zonă. Depunerea cererilor pentru obținerea unui loc de parcare începe de luni, 24 iulie, și va dura 2 săptămâni. Lucrările de modernizare la cea mai mare parcare din Drobeta Turnu Severin s-au încheiat, iar odată cu asfaltarea întregii zone au fost create 450 de locuri noi de parcare, pe care severinenii din zonă le pot închiria de luna viitoare. Sunt locuri suficiente, cred că o să se înțeleagă între ei, pentru că și noi le-am mai spus să ia legătura între proprietari, între ei și să discute. Dom'le, eu așa că am vrea locul ăsta, eu locul ăsta, ca să nu fie câte doi pe un loc să se ajungă la discuție. Nu reușesc așa să... Și eu zic că sunt locuri suficiente. Acum s-au făcut destule locuri, că înainte să mai parca și anapota. Fiecare parca pe unde găsea, cu punea mașina cum vrea, dar acum e ordonat, e pus, e frumos și sperăm că o să fie locuri suficiente. Parcarea de reședință numărul 163 se află în zona străzilor Cicero, Migdalului, C.D. Ionescu, Gheorghe Anghel și Cocălnicianu. De luni, 24 iulie și până pe 4 august se depun cererile pentru participarea la procedura de atribuire, ori după care licitația locurilor de parcare disponibile. Să ne spunem dacă sunt suficiente locurile de parcare și cum arată zona, dacă sunteți mulțumit. După părerea mea, sunt locuri suficiente și zona arată foarte frumos. Cred că e cea mai frumoasă zonă din oraș, aici, în zona Crihala, după cum am discutat și cu domnul primar, și bordurile s-au pus mai înalte ca să nu se mai treacă cu mașinile peste borduri, și de apă, să nu se mai intre apa la scările blocurilor. E o parcare foarte frumoasă și sunt locuri suficiente. În sprijinul cetățenilor și cu această parcare, cu amenajare, este totul absolut nou și se închide această zonă cu toate investițiile făcute în ultimii ani de zile și sperăm într-adevăr ca cetățenii să vină către primărie cu acele dosare, pentru că acest moment este momentul zero al parcării, unde toată lumea are drepturi egale. Cu prioritate prima mașină în continuare, pentru cele 450 de locuri și să sperăm să fie într-adevăr înțelegere și din 163 de parcări câte am dat până acum, în principiu nu au existat mai mult de 1%, maxim 2% neînțelegere, adică să se liciteze între ei vecinii. Noi sperăm să dăm toate locurile cu 150 de lei și într-adevăr la anul să și le prelungească din timp pentru a nu exista niciun fel de probleme cum au mai existat. Mai uită lumea să prelungească, nu i-am calculat cele 60 de zile, să sperăm că nu este cazul și aici. Criteriile sunt în primul rând domiciliu, mașina să fie înregistrată, să fie impozitele și taxele plătite la zi și într-adevăr ca domiciliu să-l aibă în această zonă, nu pot licita în primul an cei care au domiciliu în altă parte, chiar și Drobeta Turnu Severin, mai departe de 50 de metri de locația parcării. Cererile împreună cu actele anexate acesteia se obțin de la Direcția de Patrimoniu, ori se pot descărca și de pe site-ul Primăriei Drobeta Turnu Severin. Depunerea lor se poate face atât fizic la Direcția de Patrimoniu, cât și online la adresa administrare.parcări@primariadrobeta.ro.